Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în România este pe locul 3 în Europa în ceea ce privește bullying-ul, comportamente agresive, tulburări în ceea ce privește copii, comportamente agresive între copii în mediul de școală. Noi ne dorim ca prin DARA să punem în legătură medicii din spitalele mari cu medici din comunitățile copiilor, în așa fel încât să trateze copilul în echipă. Pot să spun că pentru mine este mai mult decât un business și EdTech-ul este mai mult decât un business. Este un business de impact, este un business cu impact social, extrem de necesar în România și mi-aș dori ca copiii mei, am doi copii mici, când va fi cazul să fie înscriși și ei în învățământul secundar, să vadă un alt landscape educațional în țara asta decât cel prezent în momentul de față. Am primit un input valoros din zona de business și metodele astea foarte aplicate prin care să putem eficientiza și scala acest serviciu pe care îl oferim copiilor bolnavi și sistemului medical din România. Am aflat și lucruri importante pe partea de marketing, PR și alte lucruri care nu ne erau extrem de la îndemână și ne-au fost folositoare. Cumva m-am simțit și ne-am simțit, cred că toți, ca într-un fel de grup așa unit, ca într-un fel de rețea de oameni, mai mult decât pur și simplu participanți la un accelerator, și asta este un lucru important. Toate workshop-urile, toate feedback-urile mentorilor care ne-au dat imaginea de ansamblu și cum trebuie să pui piesele exact ca să ajungi spre scopul ăla, care sunt nu neapărat specifice antreprenoriatului sau business-ului, ci specifice oricărui lucru pe care vrei să-l faci cu acțiune pe termen lung și mare. Asta mi s-a părut și mi se pare în continuare că este cel mai important lucru pe care l-am luat de la Innovators for Children. În ceea ce privește ProFaith Kit 2022 arată cu 200 de cadre didactice formate și 150 de părinți asistați. Cel puțin 4 cursuri care se pot accesa și cel puțin 100 de materiale, atât educaționale cât și videotutoriale. La mijlocul anului, undeva în iunie, platforma va fi funcțională. Și prima iterație, primul segment pe care medicii îl pot folosi din platformă este îngrijirea la domiciliu. Lucrăm la modulul de școli, ne dorim să ajungem și pe piața de business to business până la sfârșitul anului, măcar în câteva școli. Suntem în discuții cu mai multe școli pe această temă. Anul ăsta să pregătim compania noastră pentru scalare, să facem toate demersurile necesare din punct de vedere financiar și al development-ului, încât să fim pregătiți să scalăm în anii viitori.